Pentru a păstra aceste valori ale tradiției românești, Casa de Cultură din Constanța a găzduit concertul tradițional de colinde. La eveniment au participat coralele Arhiepiscopiei Tomisului, grupul bizantin Sfântul Vasile cel Mare, precum și coralele mai multor parohii din Constanța. Invitat de onoare a fost înalt preasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care a adresat spectatorilor un mesaj de încurajare către patriotism și religie. Am simțit în seara aceasta că dumneavoastră, constanțenii, meritați acel cuvânt pe care vi l-am spus ieri, că stăm pe un pământ atât de sfânt și cel mai însemnat, indiferent de unde suntem veniți, suntem urmașii celor mai viteji dintre geți care au fost aici în Dobrogea, despre care se vorbea cu faim în secolul V înainte de Hristos. Singurul popor care a reușit să înfrunte perșii și să-i învingă. Cu adevărat, Dumnezeu ne-a cărăzit acest ținut și Dobrogea este ținutul cel mai vechi românesc. Sala a devenit neîncăpătoare, iar colindele prezentate de grupul coral al școlii numărul 39 din Constanța și de către grupul Giocoso al Centrului Cultural Județean Teodor Burada din Constanța au adus în sală nostalgia nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Prestația artistică le-a fost răsplătită cu ropote de aplauze. Mult așteptatul moment al serii a fost adus de Corala Armonia, care a interpretat câteva colinde și cântece patriotice, printre care Sus inima români și Să trăiască România. Întregul program de colinde a adus în sufletele spectatorilor emoțiile sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos. Însă ce reprezintă colindele pentru fiecare? E o bucurie imensă, ne-a făcut o bucurie pentru, nu știu, pentru un an întreg, să așteptăm la acel aspect. De mai putea, așa ceva n-am mai văzut. A fost super. Având în vedere faptul că am avut mijlocul nostru al credincioșilor, cele mai bune corale din țară, poate, bineînțeles Armonia, care ne impresiona foarte mult, dar să nu uităm și corale de copii, care ne oferă o perspectivă pentru viitor și sunt o perspectivă pentru tot ce înseamnă cultură în Constanța și România, bineînțeles, și în țară. Foarte frumos! Colindul este o neprețuită zestre spirituală pe care o moștenim din moși strămoși. El este sfânt pentru că transmite un mesaj ceresc, o veste de la Dumnezeu. Ne înalță sufletește, ne înnoiește făptura interioară, ne apropie unii de alții, ne face mai buni, mai iubitori, mai iertători, mai credincioși. Într-un cuvânt, colindul ne picură în suflete acea liniște și acel echilibru moral care ne este atât de necesar în călătoria vieții.